În vremuri de tristețe se văd oamenii cu suflet mare. Nu este doar o vorbă din bătrâni, ci realitatea. Iar în aceste zile, în localitățile din județul Galați, afectate de inundațiile din weekend, au existat astfel de momente. Nu doar locuințele au avut de suferit de pe urma inundațiilor, ci și unitățile de învățământ. În localitatea gălățeană cu dalbi grav afectată de viituri, un elev de doar șapte ani a venit cu mătura de acasă pentru a ajuta la curățenie. Trebuie spus că până să fie distruse de inundații, această școală era un model în județ, fiind modernizată cu fonduri europene. Dacă în urmă cu o săptămână, școala gimnazială din Cudalbi și întâmpina elevii mai vechi și mai noi în straia de sărbătoare, acum totul este plin de noroi. Apa și noroiul au pătruns în sălile de clasă, afectând mobilierul și parchetul. De la inundații, școala este închisă, neavând nici măcar curent electric și apă potabilă, iar a va fi deschisă în momentul în care condițiile vor fi perfecte pentru copii. Tocmai pentru a grăbi procesul de curățenie al școlii, directoarea unității de învățământ a transmis un apel pe Facebook pentru voluntari ca să vină să curețe holurile și clasele de curs. Ei bine, primul care a sărit în ajutor a fost unul dintre elevii școlii. În vârstă de șapte ani, Cosmina a venit împreună cu mama lui și a început să curețe cu sârg prin sălile de clasă. Fotografia cu el a fost postată de directoarea școlii, iar fapta lui a fost lăudată de toată lumea, reprezentând un adevărat exemplu. El este Cosmin, are șapte ani și a vrut să ajute. A venit împreună cu mama lui. Nu a vrut să rămână acasă. A curățat de noroi scaunele din trei săl de clasă. Astăzi au venit trei fete de clasa 8 -a să ajute. Avem mai multe ajutoare care au văzut apelul nostru, a declarat Anca de Diu, mândră care asemenea elevi în școală. În localitățile unde școlile au fost afectate, guvernul a decis amplasarea de școli modulare, astfel ca procesul de învățământ să continue, relatează click.ro.